Bună, dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să distribuiți videoclipul nostru și să activați notificările pentru a fi primii care află despre videoclipuri noi. Ne bucurăm atât de mult că și-a găsit în sfârșit iubita, oricum, a declarat că iubește toate femeile cu care era și le respecta. Că îl iubește și îl respectă și pe marocan pentru că este obișnuit cu așa ceva. Cred că familia ta este foarte fericită. A spus că iubita lui este frumoasă și tânără. Bravo lui și ai găsit o lovitură. Cred că familia lui este liniștită acum că nu e Sila, așa că de acum înainte se va arăta cu o marocană cu botox, îți vei da seama de plăcerea pe care o are când o sărută cu buzele ca niște ventuze și se spune că îi va da lui Halil 3 copii, el a se retrage din viața artistică, si viața furtunoasă, si devine bucatar sau angajează servitori, si bună Sila. Esti fericită că ai scăpat de asocierea cu Halil, oricum nu ai avut nimic cu el de atâtea luni, si eu nu crede chiar și înainte că God recunoaște. Sfârșit, cine este cu felicitări Halil? Scrie despre noua dragoste a lui Halil și anunță puterea lui Halil. Rușine oprește casa de nebuni și de ce o arăți cu Halil? El este un afemeiat. Tocmai a văzut o fustă nouă care este deja acolo. De ce este puterea? I-a studiat-o perfect și acolo nu este nicio relație. Cu puterea lui Halil va exista în curând dragoste cu un nou strain care nu-l iubește, el știe. Aflați fuge fara să se uite înapoi. Ne dezgusta pe noi fanii fortei. De aceea vrem forta printului nostru pe un alb cal. Fericire de la sănătate și mult noroc pentru frumoasa noastră forță. Poate așa vor înceta să-l implice cu Sila. Sila este prințesa noastră a tuturor fanilor ei și strălucește mereu cu propria ei lumină. Dacă au dragostea lor în direct, sunt fericiți. Amândoi formează un cuplu frumos și dacă ea este foarte frumoasă, binecuvântări, trăiește dragostea. Halil are dreptul de a avea o relație cu o alta persoană din moment ce Sila nu îl respecta, să iasă cu prietenii, să-i să meargă din petrecere în petrecere. Halil merită o femeie și să fie fericit și îl respect ca un cuplu, că dacă ar fi un cuplu de ai lui, dar se pare că s-au terminat. Despre ce respect vorbesti? Nu este nimic între Sila și Halil. Halil poate face ce vrea. Este liber și de fapt o face, doar uitate la fotografii cu haremul lui. Pentru că atunci vorbești despre respect și pomenești de Sila. Se vorbește de multă vreme despre o relație între Halil și Masine. Nu-ți amintesc de Sila. Halil neagă această dragoste, dar este vina lui Mșasi, ceea ce nu au spus. El a reușit să spună că ea era mai frumoasă decât Sils. Vezi frumusețea lui Mșasi în întuneric. Nimeni nu dă vina pe zgomotul acestei iubiri. Sila frumoasă. Mai bine că acest bărbat de 40 de ani are deja dragostea lui după el. Așa cum am spus întotdeauna, vei avea dragostea ta în momentul în care îți vei deschide din nou inima și ei nu te vor folosi. Felicitări, domnule Halil! Știi că Sila va fi mai liniștită fără tine, că acum încep să vorbească despre tine și iubita ta, așa că o lasă puțin în pace pe Sila. Bravo, iubirea s-a născut pentru Halil. Sila merită pe cineva mai bun și mai tânăr. Nu trebuie să-și piardă tinerețea. E în regulă să iasă cu prietenii ei dacă are 23 de ani. Nu este o bătrână și, în plus, ce-i cu asta dacă ei sunt prietenii ei? Lucrul rău este că Halil devine un galant, dar este că are o relație cu Sila. Sila deja fno relația cu Bedos, cu Dogucan, Cechiu, să aiba succes, a acceptat sarutari, Sinemane TV a avut succes fără saruturi. Ne poți împărtăși opiniile tale valoroase în secțiunea de comentarii. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Aveți grijă de voi! La revedere!